Majoritatea problemelor pe care cetățenii le ridică la aceste întrevederi sunt legate de fondul funciar. Subprefectul județului Gor Sorin Arcioca a declarat că mâine îi așteaptă la Mătăsar și pe primarii din localitățile învecinate. Programul de audiențe este în localitatea Mătăsari, unde, dacă este cazul, sunt așteptați, sunt bineveniți și primarii din localitățile limitrofe, dacă doresc să vină cei de la Borescu, Bolboș, partea aceea dinspre Motru, Slivilești, Samarinești. Săptămâna trecută, programul de audiențe s-a desfășurat la Licurici, ocazie cu care 6 persoane s-au prezentat cu diferite probleme pe masa reprezentanților prefecturii Gorj. Săptămâna trecută programul de audiențe era stabilit în localitatea Licurici, s-au prezentat 6 persoane, tot așa au venit pentru discuții și primarii de la Licurici și Hurezani. Cele mai frecvente probleme care se ridică sunt cele legate de fondul funciar, de retrocedarea proprietăților abuziv confiscate.